Bună dimineața! Astăzi o să vorbesc ceva mai mult și vă rog, stimați European FM, să aveți puțină răbdare. Care este problema numărul 1 a României în clipa de față? Prețurile la alimente și energie, situația grea a agriculturii, legile educației și protestele sindicatelor din învățământ, absorpția fondurilor PNRR, pensiile speciale, rotația lui Ciucă și Ciolacu, unul în jurul cozii celuilalt, prima poziție în Europa pe care o deține România în privința mărimii totale a șpăgilor din spitale? Bâstruie? Nu. Oricât de apăsătoare ar fi toate acestea, vulnerabilitatea maximă a României este Republica Moldova. Deși Basarabia și România nu sunt o singură țară, o lovitură aplicată Chișinăului ar provoca răni grave Bucureștiului. Ziua sirenelor de alarmă care au răsunat ieri în capitală nu e doar un exercițiu. Să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă planul inițial de cucerire a Ucrainei în câteva zile, în pas de gâscă, i-ar fi reușit lui Putin. Moldova ar fi fost ocupată apoi de trupele rusești în 24 de ore pentru protejarea etnicilor ruși mâncați pe pâine de ferocea Maia Sandu la comanda NATO. Una dintre cele mai tâmpificante lozinci aruncate de propaganda Kremlinului și zbierată de adunătura de strigaci cu simbrie a răufăcătorului fugar Ilan Șor sună așa. Nu vrem să intre Moldova în război! Păi cum dracului să intre? Pe cine să atace cu o armată de 6500 de soldați posedând armament la nivel strămoșesc? Nici măcar cu Transnistria n-ar avea sorți de izbândă Chișinăul. Astăzi, 2 martie, este ziua memoriei în care sunt pomeniți românii uciși în războiul de pe Nistru din 1991-92. Chiar și un nătărău își dă seama că Moldova nu poate intra, nu poate fi decât băgată în război prin atacarea ei de către Rusia. Cât privește o intervenție ucraineană în Transnistria, nu s-ar putea produce, potrivit declarațiilor Kievului, fără acordul Chișinăului, pe care guvernarea Maia Sandu, Dorin Recean, n-a înnebunit să-și-l dea. Pentru că Ucraina se încăpățânează să reziste hoardei ruse, Putin nu poate ocupa militar Moldova. Dar nu se va da înlături de la nicio formă de agresiune hibridă, de la sabotaj economic, organizare de mișcări violente, asasinate politice, montarea unei lovituri de stat pentru a obține controlul. Din acel moment, rușii ar avea o bază prețioasă de operații la granița NATO și în spatele Ucrainei. Atacuri hibride pot fi lansate asupra României. Pomparea financiară, logistică și propagandistică a partidului AUR și celorlalte formațiuni anti-UE și NATO, încurajarea mișcărilor extremiste maghiare din Transilvania, amestecul în alegerile din 2024, cu metode testate în Statele Unite. Scopul? Transformarea României, cel puțin într-o Ungarie sau Austrie, săpând astfel un coridor troian rusesc în Europa, de la Marea Neagră până la granița Germaniei. Capete de pod pentru această operațiune specială există deja. Postul TV al interlopului Sebastian Ghiță, fugit în Serbia, i-a oferit o oră de emisie în prime time pentru a trâmbița manipulările Kremlinului șefei detașamentelor de asalt Șor, Marina Tauber, o altă urmărită penal.
agenții Rusiei, plasați în toate partidele și în presă, sunt gata oricând de acțiune. Guvernul României trebuie să continue să susțină din răsputeri Moldova, economico-financiar, energetic, cu schimb de informații, în plan internațional, nu numai pentru că suntem o singură nație. Pe calea către Uniunea Europeană și NATO, căci alta nu există. Neutralitatea pe care 60% dintre cetățenii Republicii Moldova ar dori-o este o amăgire. O Elveție în zona asta este imposibilă. Sloganul "Să nu enervăm pe ruși cu NATO", prezent și în România, nu face nici cât o ceapă de gerată. Ucraina nu solicitase aderarea la UE și n-avea nicio perspectivă realistă de intrare în NATO, ceea ce nu l-a oprit pe Putin de la invazie. Ministrul apărării Anatolie Nosatei spune că Moldova nu e pregătită să intre în NATO, fiind foarte slabă militar, mică și săracă. Nu e un argument. Slovenia, Islanda, Muntenegru, țări cu o populație mult mai mică decât a Moldovei, cu cheltuieli militare din PIB insignifiante, erau pregătite și totuși sunt membri NATO. Indiferent de rezultatul războiului, Rusia va rămâne acolo unde este și așa cum este. Trufașă, dictatorială, agresivă, un pericol permanent pentru orice democrație. Chiar cu prutul între noi, România și Moldova sunt unite de aceeași soartă în fața răului.